Domnule Pupănici, ales pentru început să lămurim cititorii Holnews și Euroactiv, ce înseamnă aceste DE-uri și care este drumul parcurs de la gospodărie până la reciclare? Da, asta în cetățenii se folosește și este bine, acronimul DEE este prescurtarea pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, este traducerea directă a ceea ce directiva 96 a Parlamentului European încă din 2002 a numit Waste of Electric and Electronic Equipment și aceasta este și punctul de început, este nașterea preocupărilor pentru gestiunea în materie de deșeuri electrice, foarte pe scurt spus, în Europa la început, în vestul Europei și acum în toată Europa, deci inclusiv în România. El, deșeul electric, apare în momentul în care un produs electric, un aparat electric, nu-și mai găsește trebuință, nu-și mai face trebuință. De regulă, într-o gospodărie individuală. De altfel, directiva chiar se apleacă cu detaliu asupra fluxului de deșeuri care provin din gospodării individuale. Directiva vorbește și despre deșeurile electrice care apar în sectorul industrial, deci acele aparate electrice care sunt activate ca bunuri de investiție și care își termină și ele ciclul de viață și dacă nu mai fac trebuință, atunci sigur devin deșeuri. Principala preocupare însă este pentru deșeurile electrice din gospodăriile individuale și acolo, deci, un aparat devine deșeu atunci când nu mai are valoare de întrebuințare, nu-și mai găsește trebuința. Ce face omul cu el în acel moment? Să facem distinția între ce ar trebui să facă. Ce ar trebui să facă, corect. Cetățeanul cu acel deșeu deja, deci sfârșitul ciclului de viață înseamnă începutul vieții ca deșeu. Ce ar trebui să facă și ce face. Și de aici vedem decalajul și drumul ce trebuie parcurs de România ca societate, ca și sistem coerent. Deșeul electric în sine este periculos. Vorbim despre deșeuri electrice periculoase, deșeuri electrice nepericuloase, dar toate deșeurile sunt periculoase, cele care provin din aparate electrice, cel puțin pentru aceea că abandonat în natură și sub influența factorilor de mediu, poate lăsa substanțe, părți, componente să fie antrenate și să ajungă pe sol, în subsol, în pânza freatică sau în aer. Și, eu știu, masele plastice, coloranții, retardanții de flacără, cei care atât de frecvent îi găsim în carcasele de plastic ale aparatelor care ne înconjoară în viața cotidiană, la fel de ușor acești factori toxici pot fi degajați, pot ajunge în mediu și atunci produc efecte adverse. Separat de aceasta, există aparatele sau deșeurile electrice, să le numim, sunt aparatele de frig care conțin freon de denumirea comercială pentru agentul de răcire și care, cel puțin pentru producția de aparate de frig de până acum 6-7 ani, se găseau în constituția oricărui aparat de frig. Și el, freonul, este un gaz care a dus în stare, deci din lichid, că se află sub presiune, în stare gazoasă, se evaporă foarte ușor și ajunge exact în stratul de ozon cu efectele pe care le cunoaștem. Separat de aceasta, un frigider mai are un compresor, compresorul are pentru buna funcționare ulei, incorecta dezasamblare, dezmembrare face ca uleiul să se scurgă pe sol, din sol ajunge în pânza freatică și așa mai departe. Deci există deșeuri electrice periculoase și deșeuri electrice care nu sunt periculoase
Am dat noi un exemplu, un text acolo pentru a sublinia și mai bine cât de nocive sunt aceste deșeuri. În realitate, cititorul poate spune, stai, că e mic totuși un frigider sau un televizor aruncat acolo, cât poate să poleze. Ei, un tub cinescopic aruncat poate să poleze o suprafață apreciabilă timp de 30 de ani. O suprafață de 30 de metri pătrați timp de 30 de ani nu mai poți spune nimic pe suprafața respectivă. Exact. Iată ce impact imens asupra mediului poate să aibă un astfel de deu lăsat în și nu este pădure gluma. Sau... Și nu este glumă, pentru că numărul deșeurilor care provin fie din televizoare cu tub catodic, CRT, fie din monitoarele, tot cu tub catodic, ale calculatoarelor, a fost într-o creștere. De fapt, cred că acum datele arată în Europa un vârf al acumulării de deșeuri provenind din monitoare și din televizoare. Ne așteptăm ca el să scadă. De ce? Pentru că procesul de înlocuire a acestor... S-a schimbat, nu? Vorbim despre monitoare cu LCD, LED și sunt. Și acestea încep să devină acum o preocupare pentru colegii noștri, pentru noi și pentru colegii noștri, explic mai târziu cine sunt colegii noștri, pentru că încep să apare în sistemele de colectare și deșeuri care flat panels, care folosesc tehnologia LED sau LCD. Și este o problemă tehnologică încă nefinalizată, sunt încă pași ce mai trebuie parcurși până la închiderea întregului circuit tehnologic pentru reciclarea și valorificarea tuburilor flat panel. Deci haideți să vedem ce ar trebui să facă, să zicem ce ar trebui, nu ce face, ce ar trebui să facă românul cu un DEU, unde trebuie să-l predea, cine îl primește, cum ajunge el în fabrică, cum se reîntoarce în circuit. Și aici trebuie să spunem, am rămas și eu surprins de cifre, că avem de-a face cu un grad de reciclare datorită înaltei tehnologii folosite între 80 și 93% din material, astfel că vorbim de o industrie a materiilor prime, efectiv. Exact, și poate este momentul tot așa pentru ordinea ideilor să arătăm și cele două majore temeiuri pentru care a apărut o directivă. A fost nevoie de o directivă europeană care să reglementeze activitățile de colectare, apoi de transport, sortare, apoi de tratare, reciclare și apoi de valorificare pentru deșeurile electrice. Și nu este ultima verigă după valorificare este eliminarea nepoluantă a ceea ce mai rămâne. Pentru că într-adevăr actuala tehnologie a evoluat și sigur va mai evolua, permite să se recupereze din deșeuri electric părți importante. Recuperate în diverse feluri, fie ca și fracții care pot fi vândute alături de metale feroase sau neferoase pe o bursă alături de bursa de materii prime, din această categorie, datorită gradului de puritate mai scăzut, dar există și o valorificare energetică. Sunt părți și fracții rezultând din procesul de reciclare care, prin incinerare, degajă căldură. Deci este și asta o valorificare. Gradul de valorificare, deci cât de mult cantitativ poate fi recuperat și valorificat dintr-o tonă de deșeu, raportat la greutatea inițială înainte de începerea procesului de reciclare, atinge pentru anumite grupe de deșeuri, categorii de deșeuri, și 93%. Legislații, Austria sunt foarte bun exemplu, prin legislație este impus ca un reciclator, dacă nu realizează minim 90% grad de valorificare pentru acea grupă de deșeuri, n-are voie să funcționeze. Prima concluzie este că totuși rămâne ceva de după reciclare, nu? De la 90% la 100, e acel 10% reprezintă reziduri ale procesului de reciclare, sunt fracții ce nu-și mai găsesc loc la valorificare și cu adevărat el trebuie să fie îndepărtate, duse în natură, folosim sintagma eliminate, dar nu oricum, ci nepoluant. Deci locul lor final este în acele deponări conforme, sigilate, bine organizate, sau sub forma acelor depozite, cum este sticla. Sticla poate fi topită de 10-11 ori, după aceste procese, de fiecare dată pierde ceva din calitate, după 11-a topitură chiar nu se mai poate face nimica și atunci ia forma unor calupuri
mari, ci sunt pur și simplu îngropate în teren, în locuri special amenajate și pot rămâne acolo și 1000 de ani, căci nu mai interacționează cu factorii din sol. Aceea este o eliminare nepoluantă. Acest traseu, că am pornit de la ideea a traseului și a valorificării, este unul din temeiurile Directivei 96. Directiva 96, văzând că materiile prime reprezintă surse epuizabile, e un lucru deja cunoscut. În 50 de ani, o bună parte din materialele importante și rare vor dispărea și vom sta la mâna, să zicem așa, industriei materiilor la mâna... Dumneavoastră ați numit ceea ce se folosește acum din ce în ce mai frecvent în palierele politice europene, componenta strategică a nevoii de reciclare pentru deșeuri electrice, nu numai deșeuri electrice, dar deșeuri electrice, pentru că vorbim de ele acum. Și acesta a fost unul din primele temeiuri, o mai bună gospodărire a resurselor de materii prime. Și se pare că recuperarea devine ea însăși o sursă de materii prime. Ne place de altfel să și spunem că suntem activi într-un domeniu ce se numește materii prime secundare. Sună puțin ciudat românește, secondary raw materials este mai acceptabil, e deja un termen uzitat în spațiul conversațiilor în acest domeniu în Europa. Un al doilea temei al directivei este cu adevărat grija pentru mediu. Pentru că utilizarea sau gestul iresponsabil al abandonării unui deșeu în natură se întâlnea și se mai întâlnește poate și acum în vestul Europei, dar este foarte puternic penalizat. Sunt legislații, tot dau acest exemplu, unde pe lângă amendă, făptașul chiar merge la pușcărie. Este un act criminal împotriva mediului, deci împotriva societății. Să vedem unde poate preda omul acest... În România, în România, principala noastră grijă... Prima etapă, să zicem, colectarea. Da, principala noastră grijă a fost să constatăm că lipsește infrastructura. Legea este europeană, însă găsește în România o țară foarte puțin pregătită pentru a suporta fluxul deșeului electric. Lipsește infrastructura, deci locul unde cetățeanul să poată, atunci când are timp liber, preda unde poate să se debaraseze de un deșeu electric, pentru că știe că e periculos pentru mediul înconjurător. Și pe care să-l cunoască locul respectiv. Este situația pe care noi am văzut-o la începutul activității noastre, de dată relativ recentă, 2007, și din 2009 am pus pe picioare un program amplu care își dorește să realizeze o rețea proprie de centre de colectare aproape de cetățean, ca un serviciu de proximitate, de vreo 100-120 răspândit la nivelul întregii țări și pe care am început să o construim nu singuri, ci în parteneriat cu primăriile, cu consiliile locale. Aceasta pentru că odată și ea, primăria, este un actor obligat prin normă legală să se ocupe de gestiunea deșeurilor, deci chiar de etapa de colectare. Și al doilea motiv este că, printr-un exercițiu permanent cu această autoritate locală, ne învățăm, ne cunoaștem mai bine. Și oricum avem nevoie unii de alții pentru a putea oferi populației un serviciu corect, prompt, ușor, la îndemână. De altfel și spunem că pentru noi programul de parteneriat cu primăriile pentru realizarea centrelor de colectare este un serviciu în sprijinul cetățeanului, este un serviciu de proximitate, este de altfel și un exercițiu pentru ambii parteneri în dialogul lor, în adresarea lor către cetățean pentru a-i rezolva o problemă de civilizație. Să mai precizăm aici că cetățeanul poate preda aceste deuri în mod gratuit. Organizațiile care se ocupă, asociațiile care se ocupă cu colectarea deurilor, în cea mai mare parte a lor nu percep taxe. Câteva, cum ar fi asociația noastră RECU, se deplasează chiar la domiciliu, acolo unde aveți puncte pentru ridicarea lor. Deci, separat de construcția infrastructurii, este necesară. Dar noi obișnuim să spunem că un centru de colectare se construiește o singură dată, în vreme ce acțiunea de colectare, deci interacțiunea cu cetățeanul,
este trebuie să fie permanentă. Și de aceea, în jurul centrelor de colectare și folosindu-le ca suport logistic, noi organizăm periodic, acum, programul, activitățile care se cheamă mini-colectă și folosind o rază mai mare sau mai mică în jurul unui centru de colectare, antrenăm periodic la 2 luni, o dată lunar sau la 3 luni, cetățenii în activități de colectare folosind diverse mecanisme de stimulare. Cel mai frecvent este tombola. Place foarte mult tombola, ne place și nouă. În plus, serviciul de preluare de la domiciliu este activ în legătură cu aceste activități lunare sau trimestriale și oferim cetățenilor care ne apelează la un call center, la un dispecerat, posibilitatea de a ne preda gratuit de la domiciliu aparatura grea sau cea voluminoasă. Da, într-adevăr, noi facem acest lucru. Nu putem deocamdată să-l oferim întregii românii pentru că pe măsură ce ne acceptă primăriile și consiliile locale în parteneriat, acolo oferim și acest serviciu. România are o țintă de colectare și aici trecem la etapa următoare și vedem cam ce nu se face la noi. Știu că ținta respectivă este de 4 kg de deuri pe cap de locuitor. Vedem și câte este ea de realistă. Această țintă nu a fost atinsă de România, nu va fi atinsă, ba chiar de 3 ani de zile cantitatea colectată a scăzut. Haideți să vedem de ce. Da, ca orice act normativ imperativ, Directiva 96 stabilește și ținte pentru statele membre. Și ținta, cel puțin de început, a fost uniformă pentru toate statele europene, 4 kg pe cap de locuitor, pentru România trebuie să însemne 86.000 de tone. Spuneam că prima etapă, colectarea, este critică pentru a putea face gestiune, ca să reciclezi, trebuie să ai ce recicla. Deci trebuie să colectezi. Rezultatele pentru România sunt triste pentru moment. Dacă 2008, folosind singurele date oficiale publicate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, cantitatea colectată a fost 14.000 de tone la nivelul întregii țări, în 2009 a sărit, noi estimăm, la 30.000 de tone, pentru ca în 2010 să scadă la numai 25.000 de tone. Oricum, cifrele acestea arată un mare decalaj față de obligația de stat membru. Nu, nici o treime nu se realizează. Cauzele pentru care cantitatea nu este suficient de mare la colectare sunt multiple. Sigur că prima este lipsa infrastructurii, fără discuție. Dar în afară de aceasta e vorba și de fluxurile paralele. Există material numit deșeu electric care nu ajunge la industrie pentru a fi reciclat corect, ci ia drumul fierului vechi. Pot fi văzute și acum, astăzi, în portul Constanța, pe chei, acei munți de fier vechi în așteptarea exportului și se văd pete albe, tabla albă, sunt electrocasnice care au suferit același proces de concasare, de concatenare, este amestecat cu fierul vechi și ia drumul exportului. Greu de spus cât anume reprezintă, dar credem că cel puțin încă 30.000 de tone ar putea fi adunate la deșeu electric dacă fluxul de fier vechi ar refuza să admită un deșeu electrocasnic, electric, la intrare. Care sunt mentalitatea românului în procesul de colectare? Sigur, prima cauza a unei colectări slabe în România este lipsa infrastructurii. A doua este, într-adevăr, atitudinea cetățeanului. De aceea nouă ne place să spunem că vrem să interacționăm cu consumatorii cetățeni, deci care înțeleg necesitatea unei debarasări responsabile, odată existând o infrastructură. Și aici este mult de lucru, dar suntem foarte optimiști, pentru că, cel puțin în ultimul an și jumătate, de când interacționăm atât de des cu cetățenii în acțiunile noastre, vedem cum se formează atitudini. Vă pot spune că deja localitățile unde revenim și repetăm acțiunile se bucură de creșterea ale deșeurilor colectate. Am fi spus că se epuizează. Nu. Se mobilizează mai bine. Primim dese întrebări și chiar trebuie să fac referire la mai înainte încheiatul
interviu la Hot News, unde fiind în legătură directă cu cetățenii pe internet, cu cei interesați, am văzut întrebări foarte pertinente, cele mai multe, dar eu am, vreau, unde? Aceste lucruri sunt obligația și a noastră și a autorității locale și a autorității centrale. De altfel și directiva 96 vorbește de mai mulți actori implicați, 4 la număr. Între ei se regăsește și consumatorul, se regăsește sigur și industria pe care o reprezentăm pentru materia gestiunii deșeurilor electrice, se regăsește și autoritatea locală, se regăsește sigur ca actor și el reciclatorul. Este un actor important. Haideți să vedem ca ultimă întrebare, fiindcă timpul nu ne mai permite. Ce sancțiuni riscă România dacă nu îndeplinește această țintă? Ca orice obligație care se naște din angajamentele asumate de România ca stat membru, cu drepturi depline, dar și cu obligații întregi în acest cerc european, neîndeplinirea targetului atrage pentru România procedura binecunoscută de infringement. Nu sunt cunoscute penalitățile pentru nerealizare, pentru că ele se stabilesc pentru fiecare caz în parte, dar așteptările sunt, dacă este să luăm ca precedent discuția legată de infringementul pe gropile conforme, pe deponeurile conforme, probabil că valori de 100-120.000 de euro pe zi sunt posibile. Cine plătește acești bani? Sumele sunt exigibile statului membru, deci guvernului care administrează economia, deci trebuie să fie plătite de guvernul român. Bănuiesc întrebarea dumneavoastră următoare și guvernul de unde plătește? Probabil că într-o primă fază din fondul de rezervă și tentația oricărui guvern, nu vorbim numai despre România, tentația oricărui guvern într-o situație similară este să refactureze cui găsește. În cazul de față, primul reflex va fi asupra industriei. Și aici trebuie să fac trimitere la niște propuneri de acte normative în lucru acum în România și pe care noi le credem injuste, anume de a așeza întreaga răspundere pentru eventuala neîndeplinire a targeturilor țării numai și numai pe producători. Ori noi spunem că ei, producătorii, și în țările vest-europene, unde fluxurile sunt organizate cu mult mai bine, industria nu reușește să acceseze decât o treime din întregul flux de deșeuri electrice generat de o economie. Așa încât a face numai industria în România responsabilă și pentru celelalte două treimi este incorrect, este injust. Sigur că nu rămânem doar la stadiul de afirmații, ne pregătim pentru astfel de eventualitate și propunerile noastre sunt și cele pe care asociația de profil din Bruxelles, SESED, cea care reprezintă fabricanții de electrocasnice din Europa, a făcut-o și lucrează pe baza ei cu Comisia de Mediu a Parlamentului European, este ca legea să-i vadă pe toți participanții la acest flux, la fel de responsabili. Pentru că este vorba de mai mulți actori și agenți economici. Inclusiv și cel mai important, administrațiile locale. Și separat de aceasta, sigur, suntem dependenți în performanța noastră de ce anume face administrația locală. Corect.